Salut! Astăzi o să gătim o minunată rață la cuptor, o rețetă formată din pulpe de rață, cartofi, mere, lămâie și alte ingrediente. În primul rând o să tapetăm pulpele de rață cu un șervet de orice fel de urme de sânge. Nu se spală carnea pentru că ea din aromă. Cartofii o să-i fierbe în vreo 10 minute, după care o să-i gătim la sfârșit în untura pe care o să o lase rața. Merele, lămâia o să intre cu rața la cuptor la 210 grade. O să folosim piper proaspăt râșnit, sare, condimente de Provence, puteți să folosiți și rozmarin și orice altceva ce vă place, ulei de măsline pentru a unge rața puțin înainte să o băgăm la cuptor, să se rumenească mai bine. Apoi miere și muștar, o să le amestecăm și la sfârșit o să mai ungem puțin rața ca să capete o crustă adecvată. Să trecem la treabă. Bun, rața unsă cu ulei de măsline, să se rumenească și să stea și condimentele să se fixeze mai bine pe ea. Pe un pat de mere și de lămâie o să intre la cuptor chiar acum. Rața deja e la cuptor la 210 grade pentru 15 minute ca să prindă o crustă, după care o să o lăsăm o oră și 45 la 190 de grade. Bun. Rața mai are 15 minute, timp în care am pus o linguriță de miere, două linguriță de miere și o linguriță de muștar din care facem o glazură imediat. Stay tuned. Fucking awesome. Cum am uns rața, mai urmează să stea 5 minute și pe urmă ungem și pe partea cealaltă și putem să zicem că e aproape gata. Uitați-vă și voi cum arată. Încă nu e rezultatul final, dar oricum lasă gura apă. Cartofii fierb și ei timp de 10 minute sau 7-8 minute până când sunt destul de moi, dar nu foarte moi, ca apoi să-i putem transfera în tavă cu grăsime de rață. Oh. Cam așa arată rezultatul final. Dumnezeu! Pulpele rumenite, mie îmi plac mai crispy. Mărul s-a topit, lămâia, am băgat și niște ghimbir, usturoi pe acolo. Și aici, untura de rață, în care am băgat cartofii prefierți, nu foarte tare am fiert. Deci toată untura asta o să rumenească acești cartofi. Iisus Hristos approves. Bun găsit, colesterol. Hai să o facem și pe asta. Ești prost. Cartofii au sub toată aroma. Și uite așa arată rezultatul final. Servit cu cartofi prăjiți în untură de rață și cu un pic de varză roșie. Rețeta pentru asta în alt episod. Na, poftă bună mie!